Ortacii de la minele pe închidere au tras tare în luna noiembrie, iar acum pot spune că au scos o cantitate record de cărbuni. Aurel Anghel, directorul general al Societății Naționale de Închideri Mine, spune că este în graficul prognozat și la fel va fi și în luna decembrie, chiar dacă minerii vor lucra mai puține zile, date fiind sărbătorile de la finele acestui an. În luna noiembrie am lucrat toate sâmbetele, avem 5 sâmbete lucrate, am scos în plus o producție de 5.000 de tone din activitatea de doar de zile suplimentare, un total pe lună de 38.000 de tone și sperăm ca și în luna decembrie să ne scriem, chiar dacă este o lună cu sărbători legale, cu Crăciun, cu Revelion, încercăm să atingem această producție de 38.000 de tone, în care vor fi incluse cu siguranță și două zile suplimentare de lucru. Minerii au decis să lucreze în Valea Jiului chiar și sâmbăta pentru a asigura stocul necesar pe timpul iernii celor două termocentrale, Mintia și Paroșeni. Cu toate acestea, nu vor fi eliminate importurile de huilă.